Bună seara! Am întâlnit o echipă bună în această seară. Știam acest lucru, din păcate am început jocul foarte temători, fricoși în unele momente. Cred că ne-am revenit puțin, am încercat să jucăm fotbal după ce am primit gol. Dar este păcat, jucători cu experiență, maturi. Nu mă așteptam să începem jocul așa modest. Dar cred eu că după aspectul jocului, CFR-ul merita să câștige. A fost echipa mai bună astă seară. Chiar dacă noi am reușit să egalăm cu o execuție fantastică, n-am știut nici să menținem acest rezultat de egalitate. Și în următoarele secunde, chiar în ultimele secunde, greu de explicat, am primit acel gol. Ăsta este fotbalul. Trebuie să ne trezim, să revenim la realitate, să nu mai visăm, să nu mai vorbim despre lucruri mărețe în acest moment. Suntem într-o situație deloc plăcută și dacă nu ne vom reveni foarte repede, vom avea mari probleme. Multe. Cred eu că în această seară au fost mulți jucători care nu s-au ridicat la potențialul pe care l-au. Și este normal când sunt 6-7 jucători care nu joacă la nivelul maxim și cu o echipă bună este foarte greu să câștigi, să emiți pretenții. Cam asta este situația. Ne așteaptă un partid peste 3 zile, iarăși cu o echipă bună, o partidă dificilă. Trebuie să ne revenim foarte repede. Asta este fotbalul. Am pierdut în această seară, am jucat modest. Trebuie să abordăm jocul cu Astra cu altă atitudine. În fotbal se poate întâmpla orice. Dar în acest moment, v-am spus, trebuie să ne gândim la următorul joc, cel de joi contra Astrei. Au mai fost schimbări în echipă. Știți că nu fac lucruri de genul ăsta, să vorbesc despre jucători după joc. De fapt, niciodată nu am vorbit despre jucători. Dar v-am spus, în această seară au fost mulți jucători care nu s-au ridicat la nivelul așteptării. Ne vom gândi foarte serios, sigur. De asta suntem 24 de jucători în lot. Cum am spus de la început, toți au șansa lor. Cei care știu să profite de șansele pe care le au, vor rămâne în echipă. Mă bucur pentru el, din păcate n-am reușit să ne bucurăm și pentru debutul lui, chiar dacă reușeam să ținem de acel rezultat de egalitate. Aveți ceva să-i reproșați arbitrului față? Sincer, nu știu, am înțeles că ar fi fost o fază sau două discutabile în care celor de la CFR, dar Nu am nimic să reproșez. Hațegan este un arbitru bun. L-am felicitat după joc. Nu am discutat, n-am avut nimic de reproșat arbitru. Pentru că au existat foarte multe voci bune care l-au blamat pe față, dar bine, sunt voci bune care blamează de obicei. Na, eu v-am spus ce am auzit după joc. Au fost două situații. Una de hand și una foul discutabil, ceva de genul ăsta, dar nu pot să mă pronunț și v-am spus, a fost un arbitraj, zic eu, bun. Se grăbesc jucătorii, au probleme de ordin, blocaje psihologice, ceva? Pentru că am avut mari așteptări de la acest mini-rătur. Trebuia să ne întoarcem cu 3 puncte de la Severin contra Pandurilor, din păcate am făcut doar egal. Iar
Noi am făcut greșeli în fiecare joc. Și greșeli mari care au dus la pierderea jocului. Na, eu nu pot să vă spun acest lucru. Băieții se pregătesc, sunt serioși la antrenamente. Dar doar la antrenamente. Merge mingea foarte, foarte bine, se pasează, determinare cu atitudine bună. Lucru care ne-a lipsit în această seară. Era o atmosferă normală. Erau concentrați la joc, erau încrezători și au dorit foarte mult victoria în această seară. Din păcate, nu am reușit să o obținem. V-am spus că au fost mulți jucători care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Nu am dat nume, v-am spus că au fost cel puțin 7 jucători, 8, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Au făcut multe greșeli. Pe mine mă surprinde că se fac greșeli mari de la jucători cu experiență foarte mare. Lucru care n-ar trebui să se întâmple. Dar ăsta este fotbalul. Greșești și jucătorii experimentați. Din păcate, noi am greșit în toate cele 3 jocuri și am primit goluri. Ați